Gada, capitanul miliției templului, văzându-l alergând spre el, îl întrebă: Ei, a rămas pentru azi? Nu-i niciun minut de pierdut, răspunse Iuda. La ora asta Iisus a terminat de mâncat. Se îndreaptă către muntele măslinilor. Această scurtă plimbare îl ajută să-și facă în liniște digestia. Dacă vrei să mă urmezi, mergem și îl ridicăm. Nu se mai vește o ocazie ca asta. Dăm timp să-mi pun sabia și centura și sunt al tău. Capitanul își adună o escortă și comandă: Înainte, marș! Câțiva ofițeri ai Sanhedrinului și servitori ai marilor preoți se alăturară expediției. Când ajunseră la marginea grădinii Ghețimani, capitanul făcu următoarea observație. Nu-i deloc simplu. Cum facem să recunoaștem pe acest Domn Iisus în mijlocul discipolilor lui? Asta să nu vă îngrijoreze, răspunse Iuda. Mă oblig să-l găsesc eu în grămadă. Cel pe care îl voi săruta va fi el. Am înțeles. Nu se luminase încă de ziua. Soldații aprinseseră torții și felinar. Câțiva apostoli naivi, văzând această escortă îndreptându-se spre ei, își spuseră: Ia te uită, o plimbare cu făclii. Trebuie să fie vreo nuntă prin împrejurim și se duc să sărbătorească mireasa. Nici prin gând nu le trecea că mireasa la care veneau era fiul porumbelului. Iisus nu-și făcuse nicio iluzie. Așteptă ca trupa să înconjoare grădina. Pe de altă parte, Iuda îi punea în gardă pe soldați în legătură cu puterea supranaturală a celui pe care urmau să-l prindă. Acest lucru le-ar putea părea ciudat cititorilor noștri, dar se găsește în Evanghelie. Iuda îi spuse căpitanului și oamenilor lui: Fiți cu grijă, face miracole după cum vrea el. Puneți mâna pe el repede. Odată bine apucat, toate mijloacele de acțiune divină îi vor fi paralizate. Important e ca imediat ce vi-l arăt să săriți pe el și să-l țineți cu putere. Dar gărzile nu avură timp să acționeze întocmai. De cum puseseră piciorul în grădină, Iisus veni înaintea lor. Pe cine căutați? Întrebă el. Iuda își și vedea planul de jucat și păstră tăcerea. Căpitanul, care n-avea niciun motiv să-și țină limba în gură, răspunse: Îl căutăm pe Iisus din Nazaret. Unsul mai făcu un pas înainte și spuse simplu: Eu sunt. Aceste cuvinte avură un efect uimitor. Pronunțându-le, Iisus suflase spre ei și toți soldații căzură unii peste alții, precum cărțile de joc. Se petrecu o degringoladă generală. Sărmanii pifani se credeau fulgerați. Culcați la pământ își pipăiau corpul. Bun, unde mi-e brațul? Dar piciorul meu, uite-l, cred că sunt mort. Acestea erau exclamațiile care se auzeau. Iisus zâmbea. Ținuse să-și facă cunoscută puterea lui extraordinară. Considera necesar să stabilească clar că, dacă va cădea în mâinile dușmanilor, aceasta se va întâmpla prin voința lui, că odată făcută demonstrația se va preda singur. Ei bine, pe cine căutați? Repetă el întrebare. Soldații, de bine de rău, se repuseseră pe picioare. Îl căutăm pe Iisuse din Nazaret, răspunse capitanul pentru a doua oară. Ei bine, v-am spus deja, eu sunt Iisus din Nazaret. De data aceasta nimeni nu se mai împrăștie pe jos. Poliția n-avea de ce să mai ezite. Nu mai era nevoie nici măcar ca Iuda să-i dea patronului lui sărutul prin care ar fi trebuit să-l desemneze gărzilor din moment ce se prezentase în două rânduri. Cu toate acestea, soldații tot mai ezitau. Acest individ, care cu un simplu suflu îi culcase la pământ, nu le părea prea ușor de prins. Iisus mai spuse: Din moment ce pe mine mă căutați, lăsați-mi tovară și să plece. Gărzile nu văzură niciun inconvenient. Atunci Iuda, care promisese să-l sărute pe Iisus și care ținea să-și îndeplinească angajamentul, chiar dacă acest gest de alint devenise inutil, păși în față. Patroane, făcu el. Tu erai. Da, patroane, am venit să te salut. Și în loc de salut, îl sărută. Acest sărut al lui Iuda era, trebuie să o mărturisim, ca muștarul după ce ai mâncat. Era inutil. Iisus îl primi și îi spuse trădătorului: Prietene, între noi fie vorba. Știu perfect ce înseamnă sărutul tău. Vezi tu, știu sigur care e motivul care te-a adus aici. N-am să te laud pentru asta. Să-l dai prins pe fiul omului printr-un sărut nu-i prea elegant. În acest timp, soldații remarcaseră că Iuda, care era cel mai îndrăzneț dintre ei toți, nu fusese trântit la pământ nici înainte, nici după sărutul lui. Ca urmare, se gândiră și pe bună dreptate că nu mai aveau nimic a se teme. Se repeziră deci spre Dumnezeul om, a cărui putere încetase dintr-o dată să se mai manifeste. Știm deja că apostolii, cei 11, dețineau două sebii. Petru poseda una din ele. Ne batem? Întrebă posesorul celelalte. Înainte ca Iisus să aibă timp să răspunde, Simeon Petricică deja se folosea de-a lui.
Se aruncă asupra unuia dintre servitorii marelui preot care se afla acolo și dintr-o lovitură îi tăie urechea. Evanghelia a păstrat numele acestei victime. Acest servitor cu urechea tăiată se numea Malchus. Actul acesta sângeros de rezistență ar fi putut da naștere la complicații. Soldații, furioși să-și vadă unul din tovarăși mutilat, s-ar fi aruncat fără îndoială asupra apostolilor și i-ar fi făcut imediat terci. Din fericire, Iisus s-a liniștit pe toată lumea. Dacă cu câteva minute înainte avusese un atac de nervi din cauza unei prea mari spaime, acum își regăsise sângele lui rece de zile mari. El veni spre Malchus, îl ridică urechea de pe jos, scuipă pe cartilaj și o puse la loc pe capul ghinionistului. O minune! O scuipa divin cu lipiș puternic, urechea se sudă la locul ei și, începând din ziua aceea, fu mai solidă ca oricând. Conform Evangheliei, Malchus, ingrat peste măsură, nu îi spuse nici mersi lui Hristos. Întorcându-se spre Petru, Hristos îi adresă câteva cu vorbe dojenitoare. Ce înseamnă asta? Te revolți împotriva autorității? N-am să permit. E treaba ta ce se întâmplă aici? Hai, băgați-vă sabia în teacă. Și iute, cel ce scoate sabia, de sabie va pieri. Credem că Petru a considerat această lecție ilogică. El fusese zelos. Le dăduse apostolilor un exemplu de curaj și în loc de răsplată era admonestat pe față. Nu era nimic de înțeles aici. Își băgă sabia în teacă pentru că patronul i-o ceruse. Dar în sinea lui trebuie că își spunea: devotați-vă, fraților, bestii este. Dacă acum mă pune la colț o să vadă el. De fapt sunt prea bun. Să se descurce cum poate, ce dracu. Dacă Petru nu și-a spus aceste gânduri cu voce tare, cel puțin le-a mormăit în colțul lui, căci Iisus, ca să pună capăt bodogănelilor lui, mai spuse: m-am oferit să fiu luat. Crezi tu că aș fi făcut-o dacă nu mi-ar fi convenit? Crezi tu că dacă l-aș fi rugat pe tatăl meu, nu mi-ar fi trimis el pe loc vreo 12 legiuni de îngeri ca să mă apere? Numai că, iată, dacă aș fi nimicit pe acești soldați, așa cum aș fi putut să o fac, scripturile nu s-ar fi împlinit. Ori ele trebuie să se împlinească. De data aceasta, Petru își promisese să nu mai lase să scape nicio silabă de protest și să nu mai miște un deget. Soldații, de asemenea, aflând că, după cum însuși ciudatul individ ce trebuia slătat, mărturisea, capturarea lui era perfect în regulă. Nu mai avură niciun scrupul. Se aruncară asupra lui și, cu ajutorul funilor, îi legară strâns mâinile. Făcând această mișcare, lăsară descoperiți un grup de acoliți ai Sanhedrinului, care îi însoțiseră. Iisus îi recunoscu și li se adresă: ce? Ați venit să mă prindeți ca și când aș fi un hoț? V-au trebuit săbi și bastoane? Totuși m-am aflat de nenumărate ori în mijlocul vostru și am ținut destule discursuri în temple și voi nu mi-ați spus nimic și nu m-ați arestat. Ei bine, vă repet ce i-am spus adineaurului lui Petru. Asta dovedește că profețiile n-ar fi decât apă de ploaie dacă ce se întâmplă acum n-ar trebui să se întâmple astfel. Bineînțeles că fidelii templului fură ofensați sau un asemenea limbaj și începură să strige la Iisus. În fața acestei ostilități, apostolii se consultară între ei. Ce ziceți, e momentul să ne arătăm? Nu. Atunci să ne ascundem. Și o luară la sănătoasa toți odată. Iisus fu luat. Numai un tânăr despre care evanghelistul Marcu vorbește fără să-l numească, îl urmă pe maestrul de la oarecare distanță. Era un adolescent care locuia în Valea Chedronului și care, trezit în mijlocul nopții de gălăgie, înțelesese despre ce este vorba. Avusese timp cât să-și pună o pelerină subțire pe el. Graba lui de a-l urmări pe Nazarinean trezi bănuieri gărzilor care își spuseră: iată un puști care se gândește să-i vină în ajutor prizonierului nostru. Comportamentul lui e dubios, să-l arestăm împreună cu patronul lui. Și încercarea să-l prindă, dar el își lăsă pelerina în mâinile lor și fugi gol pușcă. Matei, capitolul 26, versetele 47 și 56. Marcu, capitolul 14, versetele 43 și 52. Luca, capitolul 22, versetele 47 și 53. Ioan, capitolul 18, versetele 2 și 11.